Salut! Astăzi o să vorbim despre semnele care indică forma porumbeilor. Și probabil într-un alt video în care o să arăt ce trebuie să faceți pentru a băga porumbei în formă. Deci, vis-a-vis de semnele care indică forma porumbeilor, trebuie urmărite anumite aspecte. Deci, în primul rând, cercul de valoare sau cercul Vermeijen sau cercul de corelație este un cerc care se află la ochi, pe lângă sclerotica ochiului, un cerc care atunci când porumbelul este în formă, este de o nuanță mai închisă spre negru, accentuat spre negru. A doua este, sunt fulgii codali, sub coadă sunt niște fulgi de acoperire, niște fulgi mai mici, care atunci când porumbelul este în formă, se ondulează și trec peste fulgii de pe marginea cozii în sus. Așa, picioarele calde, atunci când porumbei sunt în formă, picioarele sunt calde și nu se lipesc excrementele de picioare sau mizeria care este prin coteț, așa, și de culoare roză. Iar cel mai important este pata de pe chilă. Pata de pe chilă, deci dați fulgii de pe cărna sternală la o parte. Vă uitați acolo, deci culoarea pieptului trebuie să fie roză, fără coși, chiar dacă sunt coși la început de săptămână, dându-le produse complementare sau mâncare mai bună sau vitamine așa mai departe, pieptul o să umfle, o să devină rozaliu și o să umfle, cojile o să crape, o să cadă jos și o să apară pata pe chilă. Deci exact pe stern, pe jumatea sternului, acolo apare o pată de culoare de un roșu mai aprins, care apare la început cât vârful acului, se mărește până devine mare. Deci în momentul în care angajați porumbei la concurs, pata de pe chilă trebuie să fie aproape invizibilă, adică cât vârful acului sau să nu existe, pentru că atunci când apare ca vârful acului este la început de formă, iar forma crește, iar dacă pata este mare când angajați porumbei, atunci o să aveți surpriza ca porumbeul să fie în formă în momentul în care pleacă de acasă sau șade în mijlocul de transport, iar în ziua în care lansează să fie spre finalul formei, iar porumbeul să nu sosească bine. Deci trebuie să fie cât mai mică pata de pe chilă, aproape inexistent. Și să mărește odată cu zilele, în funcție de ce zbor, la viteză, poate să fie un pic mai măricică, medie, așa, pentru că îi îmbarci într-o zi și a doua zi, pur și simplu, și lansează. Așa, vis-a-vis de pene, că dacă a doua oară aruncă penele, în general, porumbei când hrănesc pui și clocesc, aruncă primul rând de pene. Dar asta cu pene nu e niciun fel de problemă, pentru că urmăriți pe Pipa câștigătorii zborului internaționale și o să vedeți de la nicio pană aruncată până la 5-a, 6-a pană aruncată. Deci dacă un porumbel năpârlește în luna iulie, este la 4-a, 5-a pană, nu se întâmplă absolut nimic. Dar dacă năpârlește la prima pană sau a doua pană în august, o să au probleme pentru că o să intre marea năpârlire. Asta e problema cu penele aruncate. Dar dacă întâmpinați probleme de genul ăsta, luați o forfecuță și pișcați vârful următoarei pene, deci dacă este una căzută, este crescută, nu știu, un sfert sau jumătate sau cât este, pișcați-o pe următoarea cu vârful ungherei și o să întârziați două, poate chiar trei săptămâni pârlire. Deci vis-a-vis de chestia asta, iar în ceea ce privește forma, semnele formei respective, cam astea. Mai poți verifica cu porumbei când duci în burduful la club, porumbei care stau pe o pană într-o parte așa, în general sunt în formă. Sunt porumbei, sunt calmi și sunt în formă, văduvi, dar nu neapărat, pentru că sunt temperamente diferite, iar unii se agită și vin foarte bine. Am avut porumbei care se agitau și veneau de locul 1, am avut porumbei care au calmi și stăteau relaxați și au venit de locul 1. Deci cam acestea sunt formele, iar vis-a-vis de forme, o să vă spun acum videoclipul ăsta, probabil să urmeze și altele, poți să bagi porumbei în formă și cu grit.